Așteptăm pe cei de la Lugoj. Este un derbiu județean. Așteptăm cu încredere acest meci. Ne dorim să-l câștigăm. Sunt convins că nu va fi ușor pentru că orice derbiu județean se anulează valoare de grup, valoare individuală, loc în clasament. Iar echipa care se va adapta mai bine la condițiile terenului, la condițiile naturale, la condițiile jocului va obține victoria și eu îmi doresc ca acea echipă să fie echipa noastră și să ne continuăm parcursul nostru foarte bun din acest campionat. CSM-ul a strâns rău puncte în acest campionat. Credeți că vă pot surprinde? Ei în iarnă s-au întărit destul de tare, au schimbat și banca tehnică, au jucătorii buni în echipă. Pot să ne surprindă, însă noi ne dorim să nu ne surprindă și, repet, dorim să obținem victoria. Unde credeți că se va decide campionatul? Mai sunt doar de cea 7 etape din sezon. Dumbrăvița este la 2 puncte de lider. Unde credeți că se va decide campionatul? Spun eu că campionatul se va juca până în ultima etapă, pentru că suntem acolo angrenate 3-4 echipe la titlu. Titlul nu este obiectivul nostru, noi nu ne-am propus titlul când am început acest campionat, însă dacă avem posibilitatea să câștigăm acest campionat, nu am spune nu.